Ce bine a făcut afară! În sfârșit am ajuns acasă! Yes! Ce se aude? Miria, ridică imediat hainele de pe jos! Ce vorbește? De ce faci dezordine? De ce nu se deschide frigiderul? Până nu mănânci seama care ți-a pregătit o bămica ta, frigiderul nu se va deschide. Bine atunci, nici nu voi mânca. Mănânc mai bine ciocolată. Ciocolată, mănânc mai întâi ciocolată. Pune imediat ciocolata jos. Nu ai voie să mănânci ciocolată, trebuie să mănânci mâncare. Dacă nu asculti, îți iau ciocolata. Ce ai făcut? Dă-mi ciocolata înapoi, nu-i cinstit așa. Unde a dispărut de ciocolată? Mămica ta s-a străduit să facă o mâncare bună pentru tine. De ce să nu mănânci? Mănâncă imediat. Mira, tu mănânci seama de pui? Atâte ciocolate au mai rămas. Este cinstit așa, nu i-ai dat ciocolatele, dar mie mi le-ai luat. Miriam, cu cine vorbești? Casa noastră este nedreaptă. Miriam, eu am mâncat deja și am voie să mănânc deja dulciuri. Tu ai mâncat deja? Bine, dar te rog, te rog, nu le mânca pe toate, Dani. Sela, o voi lăsa aici, pe urmă voi să întoarce-te imediat și spală vesela. Bine, spăl imediat vesela. Nu mă culc acum. Sau poate nici nu mă culc. Pentru că vreau să stau în telefon. Am atât de multe de privit și trebuie să dorm, să dorm. Mai bine nu dorm. Miriam, lasă imediat telefonul. Mergi și te culcă. Aoleu, iarăși această voce! Încetează, nu mai vorbi! Nu, nu ai cum! Trebuie să dorm! Hei, Miriam! Trezește-te! Trezește-te! E timpul să-ți pregătești temele pentru acasă, urgent! Nu înțeleg, cine mă trezește? Eu te trezesc, casa ta, fă-ți temele imediat! Eu chiar nu știam că trebuie să-mi fac temele. Trebuia neapărat să-mi amintesc acest lucru. Miriam, Miriam, udă-ne, te rog, nu e nevoie de apă. Cine se aude plângând? Nu pot să cred, florile mele vorbesc? Daniel, florile mele vorbesc! Glumești, Miriam! Serios, mi-au spus că trebuie să le ud. Oh, dar la chiuvetă, nu ți-a zis că trebuie să speli vesela? Da, 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 așa ești de fiecare dată. Îmi voi strânge hainele altă dată. Nu, Miriam, strângi hainele acum. Ok, te ascult, nu am de ales. Nu vorbește, sper că totul este bine. Dar tu, cel ce ai trimit acest filmuleț, te rog să fii cu minte, să asculti părinții și să faci neapărat un timp după tine.